ce, nu știu, cu emoții, cu ce așteptări? Nu bănuiesc că n-ai văzut episodul pe care îl vedeam. Nu l-am văzut. Eu, de când am venit în Survivor, nu m-am uitat la emisiune. Tu trăiești acolo o traumă și la un moment dat când vezi, îți amintești prin ce trecuși, parcă așa, parcă îți vine să schimbi canalul, pentru că, într-adevăr, acolo condițiile sunt foarte grele și ai anumite trăiri care sunt duse la extrem. Și în momentul când trebuie să mă uit iar la Survivor, am zis că nu mă uit, Doamne Dumnezeule, așa am făcut de fiecare dată. Mă bucur că au rămas cei mai buni pentru unificare și cred că chiar merită cu Rușin de Sat să meargă până în finală. Mă bucur foarte mult pentru ei. Pe care mizezi cel mai mult, așa, de la faimoși? Păi Zani și cu TJ îi văd favoriți. Părerea mea, acum eu sunt prieten și cu Zani, sunt prieten și cu TJ. Vedem care dintre ei va câștiga. Da. Ți-ai schimbat percepția asupra vreuneia dintre ei după ce a ajuns acasă, sincer? Nu. Cu Zani m-am împăcat. Până la urmă am stat cu el și am dormit, chiar dormeam lângă el și ne-am spus tot ce am avut de spus, toate supărările pe care le-am avut. Am reușit să depășim momentele astea, până la urmă ne maturizăm, anii trec și realizăm că na, am greșit fiecare. N-am mai avut, cum să spun eu ție, supărări așa de mare. A fost o armonie foarte mare în camp, atât timp cât eram eu. Consider că echipa faimoșilor chiar a fost foarte unită și e și greu, pentru că toți sunt faimoși, toți au ego ridicat, știi, și trebuie să fie acolo, să lase fiecare de la el. Deci știu că au fost niște tensiuni și dincolo de tabăra roșie și anume la albastru și vreau să știu acolo dacă v-ați reglat un pic conturile. Bine, Iancu, că despre ele vorba, încă e în competiție, dar știu așa că au fost și niște supărări și cu familia și cu... și sunt curioasă dacă și din punctul ăsta de vedere e pace. Nu știu, acum, până la urmă, dacă o să am o discuție numai eu cu Iancu, eu așa consider că este corect. Nu e ok să te pui cap în cap cu cineva care, na, e luptător și a ajuns la cel mai înalt nivel. Este ca și cum eu acum mă pun cap în cap cu un ITist care e cel mai bun parte de IT, hai să fac și eu. Adică trebuie să respectăm anumite lucruri pe care le facem. Așa s-a întâmplat la momentul respectiv. Ceea ce s-a văzut la televizor s-a văzut total eronat și asta mă deranjează cel mai tare pe mine, că e foarte greu să scoți din context sau să pui efectiv ce s-a întâmplat acolo, că nu ne-am luat degeaba, nu am început tot să ne înjurăm sau să ne certăm acolo. Ce vede publicul e ceea ce cred la rândul lor despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar nu așa s-a întâmplat. Și uite, pentru că ai adus vorba de tine ca luptător și ca așa, vreau să-mi spui un pic care a fost, pentru că tu ai trăit, bănuiesc, multe greutăți la viața ta, vreau să-mi spui ce a fost cel mai greu acolo în junglă. Ce ți s-a părut cel mai dificil? Cel mai dificil mi s-a părut sentimentul de înfrângere. Okay. Da, eu nu puteam să mai accept să pierd pe bandă rulantă. Nu eram eu. Deci nu mai eram eu. Dacă nu câștig, nebunesc. Și probele erau pe viteză și eu, fiind greu, având 100 de kilograme, cam greu să concurez cu unul care are 65-70. Și în momentul când vedeam că câștigau imunitate după imunitate, atunci am zis pas, am ridicat mâna, eu vreau să ies din competiție, pentru că nu e... Și inima mea trebuie să fie acolo, să fiu bucuros, să-mi facă plăcere, să stau, să am o motivație. Dar în momentul când... echipele au fost foarte, nu au fost egale din punctul meu de vedere și cred că s-a văzut la televizor. Așa a fost să fie, am zis gata, am plecat mâna și am plecat. Dar de asta am plecat, n-am suportat înfrângerea. Ai slăbit cât timp ai stat acolo? Da, 95 de kilograme, m-am întors cu 95, cred că vreo 10 kilograme am slăbit. Da, da. Care a fost întrebarea clasică pe care vreau să o știu de data asta, care a fost primul lucru pe care l-ai mâncat? Băi... Din câte știu, am fost la hotel, când ne-au dus la hotel acolo și aveau orez de-a lor, orez de-a lor cu carne, dar am început să mănânc foarte multe dulciuri, deși eu nu mănânc dulciuri absolut deloc, dar atunci băgam în mine. Eu cred că am pus 5 kg cât timp a stat în Dominica și n-am stat decât 2 zile după, sau 3 zile după ce am ieșit. M-am pus pe mine, m-am făcut mai dit animalul.
Mulțumim tare, tare plăcere. Mult. Plăcere.